Voia să fac o schimbare. Cea mai mare schimbare pe care pot să o fac pentru mine și pentru familia mea este pe plan culinar, pentru că asta este preocuparea mea principală. Simt că este nevoie să ne alimentăm trupurile cu mai multe legume, cu altceva decât cu ceea ce suntem obișnuiți. Simt nevoia să ies din limitările în care sunt, să ies din zona mea de confort. Și cred că zona aceasta de confort este carnea. Pentru mine este ușor. Știu că place întregii familii, nimeni nu face nazuri sau mutre. Deși ne-am obișnuit copiii de mici să mănânce de toate, indiferent ce se pune pe masă. Și asta se întâmplă mai ales atunci când ne producem propria mâncare, când știm cât de mult timp am investit pentru a crește un animal sau chiar și o legumă. Am considerat important, vital, ca ei, copiii, să învețe să mănânce orice. Nu vreau să renunț de tot la consumarea cărnii, ci doar să o reducem, să reducem cantitatea și frecvența în care mâncăm carne. Dar, în fiecare an, din păcate, trecem prin peripeții. Anul acesta am experimentat cu un loc nou pentru grădină. Am vrut să fac un an de probă, să testez, apoi să aleg ce legume cresc și se dezvoltă frumos în acea zonă. Și ce legume nu se simt bine acolo. Așa am descoperit că pentru roșii este un loc mult prea umbros și mult prea umed. Probabil că a fost și un an mai ploios, dar pe ansamblu nu voi mai pune răsaduri de roșii în acel loc. În acea grădină am mai experimentat și cu vinete, cu ardei, morcovi, pătrunjel, fasole, țelină și cartofi. Și dintre toate cele enumerate, doar fasolea și țelina s-au descurcat remarcabil, extraordinar de bine chiar cum spuneam mai devreme, am avut peripeții în grădină și spun asta pentru că exact atunci când venise momentul de recolta țelina pe care am așteptat-o cu multă nerăbdare și cu mare drag pentru că ador salata de țelină, chiar în acele zile au dat buzna căprițele noastre năzdrăvane și au mâncat absolut tot. Mai rămăsese chiar și niște fasole pe rudele pe care s-a urcat aceasta, și le-am lăsat pentru a se maturiza, a se usca și a o folosi pentru sămânță anul viitor. Chiar și pe aceasta au devorat-o caprele. Nu a rămas nimic decât lemnul. Ruda de lemn, doar atât a rămas amintirea. Iar țelina, au mâncat rătăcina de țelină din pământ. Nici nu știu cum au reușit, dar au mâncat toată țelina, nu a rămas nimic decât, cum spuneam, amintirea. Pot să râd despre, despre această peripeție, dar adevărul este că sunt foarte dezamăgită. Pentru că acum este încă un lucru în plus pe care trebuie să îl cumpărăm. Și vedeți de ce mâncăm noi mai multă carne decât legume, pentru că animalele ne mănâncă legumele. Așadar, spuneam că vreau să fac o schimbare, că vreau să consumăm mai multe legume și cred că asta se întâmplă pentru că corpul nostru simte nevoia de mai multe vitamine de nutrienți pe care îi găsim în legume și fructe. Așa că m-am hotărât să fac o mâncare, desigur, cu ce aveam și la îndemână, o tocană de cartofi cu legume și cu dovlecel. M-am obișnuit să folosesc cât mai puțin ulei și acolo unde nu este nevoie de acesta, folosesc untură de la porci crescuți chiar de noi. Și mâncarea este foarte gustoasă, mai ales când nu este vorba de maioneză, de exemplu, se poate înlocui cu succes uleiul. Chiar și la cartofi prăjiți sau feluri de mâncare care necesită prăjirea în ulei, se poate înlocui cu untură. Și pentru că am vrut să fac ceva mai special, am făcut chiar și niște lipii. Este o rețetă foarte simplă. Sunt niște lipii mai pufoase nu sunt lipiile acelea subțiri, ci sunt așa ca o plăcintă pufoasă. Și pentru asta avem nevoie de iaurt și făină, bicarbonat și sare. doar patru ingrediente. În loc de iaurt, eu am folosit kefir făcut din lapte cu perlele acestea speciale de kefir, care sunt un probiotic natural, sunt extraordinare. Vă recomand să citiți câteva lucruri despre ele. Am întins lipiile foarte ușor cu palma, apoi le-am prăjit în tigaie. Înlocuiesc cu succes pâinea dacă am rămas fără ea sau vrem să facem o schimbare. Nu vreau să intru în detalii prea tehnice pentru că nu despre asta e vorba aici, ci vreau să spun că uneori Poate pur și simplu corpul nostru ne lasă oarecum să știm că avem nevoie de altceva. M-am învățat să ascult ceea ce corpul meu transmite. Așadar, cred că este important să ne ascultăm pe noi înșine și semnalele pe care corpul nostru le dă, pentru că suntem înzestrați cu tot felul de abilități pe care unii dintre noi. Nu le credem sau, sau nu suntem obișnuiți să le luăm în seamă. Am ras și puțin parmezan pe această mâncărică și am degustat cu toții și nu numai că am degustat, dar am mâncat mâncarea asta la care nimeni nu a băgat de vină, chiar dacă nu sunt obișnuiți să lipsească carnea din aproape orice fel de mâncare. Chiar dacă mâncarea a fost gata într-un timp foarte scurt, cumva a venit seara foarte repede, pentru că suntem în acea perioadă a anului când ziua este foarte scurtă, și cred că în această perioadă ar trebui să fim mai domoli, mai cumpătați și să ne permitem să ne odihnim mai mult, pentru că este iarnă. Iar iarna este momentul în care toată natura hibernează. Doar noi, oamenii, suntem mereu prinși în acest freamă, în tot felul de activități care ne consumă energia. Când, de fapt, iarna ar trebui să ne luăm mai des momente de odihnă. Aceasta a fost o parte din ziua unei țărânci, din ziua unei mame, din ziua unei femei. Îți mulțumesc pentru vizionare și sperăm să ne vedem sănătoși și data viitoare. bun! Nu ai putut să abține. Stai că merg la masă.